Imagini de ultimă oră, doamnelor și domnilor, în exclusivitate, declarația generalului Florian Coldea după momentul în care ajunge la Poliția Voluntari și semnează controlul judiciar. Haideți să vedem ce a declarat. Coldea a spus că astăzi veți răspunde întrebărilor presei. Ce spuneți despre acuzațiile care vi se aduc? Am comunicat, o să transmit un comunicat. O să transmit un comunicat în timpul zilei de astăzi. Și vă asigur că o să mă țin de cum. Este adevărat că i-a cerut suma respectivă de bani domnului Hidec? Nu fac niciun fel de alte comentarii. Sunt oameni care vă acuză că i-ați băgat pe nedrept în pușcărie și că le-ați făcut dosare penale. Este adevărat? De ce nu răspundeți, domnul Coldea, la întrebări? Ați luat respectiva sumă de bani? Este cu noi corespondentul nostru Bogdan Borza, cel care a reușit să îl filmeze pe Florian Coldea și să-i adreseze mai multe întrebări. Bogdan, așa cum am văzut, nu spune multe Florian Coldea. În continuare susține că va face acea declarație, de această dată printr-un comunicat de presă. Bun găsit, așa este, nu spune nimic, așa cum a promis că o va face. Știm că ieri, atunci când a intrat în sediul Direcției Naționale Anticorupție, a promis că va vorbi la ieșire. La ieșirea din sediul Direcției Naționale Anticorupție a promis că va vorbi astăzi. Vedem că n-a făcut-o și pare că la cameră nu vrea să vorbească domnul Coldea, dar nu știm exact de ce. A fugit din nou, așa cum a făcut-o și ieri. Astăzi s-a prezentat, așa cum am văzut, la secția de poliție din Voluntari pentru a stabili cu exactitate programul pe care îl va avea. Știm că a primit această măsură a controlului judiciar și a venit să stabilească programul, zilele și ora la care va veni să semneze pentru această măsură. N-a vrut să ne spună domnul Coldea dacă a cerut sau nu respectiva sumă de bani sau să răspundă măcar acuzațiilor celorlalți oameni, pentru că știm că în trecut mai mulți oameni de afaceri și politicieni l-au acuzat pe Florian Coldea că ar fi făcut dosare penale politice fără probe și ar fi băgat oameni pe nedrept în spatele gratilor. Rămâne de văzut așadar care va fi cu exactitate programul lui Florian Coldea. Vom încerca să aflăm și atunci când va veni la secția de poliție, bineînțeles că vom încerca să obținem mai multe răspunsuri de la el. Imagini, așadar, doamnelor și domnilor, filmate cu foarte puțin timp în urmă, Florian Coldea, după ce semnează controlul judiciar la Poliția Voluntari, promite că va transmite un comunicat de presă în care va vorbi despre cazul său, acuzat acesta împreună cu alți generali din SRI, că în schimbul sumei de 600.000 de euro influențează justiția și dă o pedeapsă mai mică, o condamnare cu suspendare pentru un afacerist. Mergem mai departe acum.